Sunt Claudia Ghițulescu și vă invit să urmăriți matinalul Fii Antenă cu Mădălina. Bună dimineața, matinal și gospodari cu colaci din cei mai mari. Bună dimineața tuturor celor ce stați pe cuptor. Noi pe aici am umblat, dar pe voi nu v-am urat. Sănătate vă dorim în anul ce-l întâlnim. Să trăiți, să fiți voioși, să rămâneți sănătoși. N-am venit să vă stresăm, am venit să vă urăm la mulți ani și fericire. Casa plină de iubire, pungă plină de mulți bani, să trăiți și la mulți ani. Mădălina Mitu și invitații mei din această dimineață, Ioana Șandru și Rinel Motorga, vă spun și ei la mulți ani cu sănătate pentru noul an. Bine ați venit, dragii mei! La mulți ani, draga noastră! Bine te-am găsit, Mădălina! Mă bucur tare mult să fiu alături de voi acum în noul an, în ce am pășit, și sunt tare curioasă pentru ai noștri telespectatori să vă întreb cum ați petrecut aseară la trecerea dintre ani. Spune tu prima că ești domnișoară. Noi tot cu munca, pentru că ne place să împărtășim bucuria trecerii dintre ani alături de oameni cărora le cântăm. Deci să înțeleg, Ioana și Rinel, că ați fost pe scenă aseară. Pe scenă, la restaurant, după aceea. În mijlocul oamenilor. Deci în mijlocul oamenilor, cum ne place nouă, de altfel. Trecerea dintre ani cu numărătoarea inversă pentru noul an a fost pe scenă. Și cu familia ce s-a întâmplat? Măi, Rinel, i-ai lăsat pe locul doi? Draga mea, i-am invitat să vină și unde am cântat eu. Am înțeles, deci ați petrecut la oaltă. Am petrecut și cu familia, și cu prietenii, și cu oamenii care, cei care ne iubesc cântecul. Și au dorit să fim alături de ei, așa că noi am onorat cu prezența și a ieșit un spectacol. De zile mari. Așa este. Iar tu, Ioana, alături de iubit, de familie, cum a fost? Noi cântăm împreună, eu și prietenul meu. Deci în seara aceasta abia cred că ajung pe la ai mei să petrecem împreună. Am înțeles. Dimineața aceasta este probabil pentru toți cei de acasă, dragii mei telespectatori. Așa, cum să zic, ați petrecut de zile mari azi noapte și acum v-ați trezit așa somnoroși, dar noi am venit cu o poftă de distracție în noul an pentru dumneavoastră, alături de cei mai talentați artiști, prieteni dragi, cum v-am mai spus, că au mai fost la noi la emisiuni, însă la edițiile speciale mi-am propus pentru noul an să fie alături de noi cei doi tineri frumoși, carismatici, ce să mai zic, toate cuvintele de bine. Îți mulțumim și noi pentru așa apreciere, aceleași gânduri și noi pentru tine și pentru telespectatorii Râmnicu Vâlcea, Antena 3. Hai să o luăm așa, step by step, cu pas cu pas, cum s-ar spune, dragii mei, și să vă întreb ce vă doriți pentru noul an, dacă tot am pășit în el cu dreptul, ce vă doriți, ce așteptări aveți de la noul an, Irine? Draga mea, vreau să fie multă sănătate, deci pentru mine acesta este pe primul plan și după aceea, nu știu, poate pe plan profesional, cât mai multe melodii, cât mai multe colaborări și la emisiuni, să ne întâlnim așa. Cum știi tu cum faci emisiunile tale așa foarte frumoase, de fiecare dată să ne întâlnim cu drag și cu voie bună. Am înțeles. Iar tu, Ioana? Eu, la fel cum a spus Irinel, îmi doresc sănătate atât pentru mine cât și pentru apropiații și cei mai dragi ai mei. Și pentru tine, bineînțeles, că faci parte din cei mai dragi ai mei. Bineînțeles că și noi avem proiecte în desfășurare care sperăm să ia amploare în acest nou an. Și să ne ajute Dumnezeu să fim bine, să le putem duce la capăt. Așa este, să știți că eu sunt pleșită de emoții, vă spun din suflet. De fiecare dată când organizez în detaliu platoul și invitații și desfășurătorul emisiunii, am mare emoții, așa că vreau și o să le transmit celor de acasă pentru noul an, așa cum am spus și în introducere, tot ce este mai frumos și mai bun pentru dumneavoastră și vă mulțumesc din inimă că mă urmăriți de 3 ani de zile. Anul acesta împlinesc exact la sfârșitul lui ianuarie, 3 ani de zile, 3 ani în care am încercat să vă surprind în fiecare zi, cu fiecare ediție și să vă fac mai fericiți și să mă uitați de probleme. Sper că mi-am atins acest target și am ajuns în casele dumneavoastră în fiecare dimineață cu această energie pozitivă. Și pentru noul an îmi doresc, în materie de muncă, să vă surprind la fel sau chiar mai mult, pentru că acum am căpătat și o experiență. Vă mulțumesc că ați avut răbdare cu mine și am crescut alături de dumneavoastră și copilul meu, matinalul Fii Antenă, l-am hrănit, zic eu, bine, cu înțelepciune, cu grijă,
cu răbdare, iar dumneavoastră ați fost toleranți în ceea ce mă privește atunci când poate am mai greșit. Vă mulțumesc din tot sufletul, sunt recunoscătoare pentru toți cei care mă urmăriți și mă întâlniți pe stradă și îmi urați doar lucruri de bine și sunteți fericiți cu ceea ce vedeți în fiecare dimineață. Vă mulțumesc! Iar acum, dragii mei, de ce mi-a spus ce vreți pentru noul an? Cum a fost anul ce a trecut pentru voi? A fost un an dificil? A fost un an bun? Prosper? Vă doriți să fie la fel? Vă doriți schimbări? Pentru mine, să știi că a fost și un an cu încercări, dar okay. A fost și un an în care am progresat din punct de vedere muzical și pe această parte le mulțumesc frumos tuturor celor care mă apreciază, mulțumesc familiei care mă susține de fiecare dată, le mulțumesc colaboratorilor cu care am colaborat pentru diverse melodii, îi mulțumesc și Ioanei pentru că anul trecut am făcut o colaborare foarte frumoasă, okay. O sârbă, probabil cred că o să se difuzeze în această dimineață și îți mulțumim ție și tuturor celor care ne urmăresc. Bun, iar tu, Ioana, cum a fost anul pentru tine, anul ce a trecut? Anul ce a trecut a fost unul solicitant, într-adevăr, dar pe această cale țin să le mulțumesc tuturor mirilor cărora le-am cântat anul trecut și mulțumesc și celor care ne-au ales pentru anul 2024 și 2025 și 2026 și toți anii de acum. Momentan nu s-a deschis agenda pentru 2026, dar cu pași repezi agenda. Știi cum e la noi? Noi luăm evenimente în 2024, de fapt în 2023, pentru 2025. Și pentru tot așa. Că, exact. Anul acesta deja s-a aglomerat. Hai să atunci să facem în felul următor, să-i trezim puțin la realitate pe cei de acasă cu primul videoclip muzical, marca Ioana Șandru pentru dumneavoastră, dragii mei. Vă așteptăm și dumneavoastră mesajele pe pagina noastră de Facebook, Antena 3 Vâlcea. Dați o distribuire pe cât mai multe grupuri la matinal să ne vadă cât mai multă lume. Revenim imediat!
venit, oameni buni și matinali, aici să sărbătoriți alături de noi în această dimineață, prima zi din noul an. Mă bucur tare mult că ne primiți în casele dumneavoastră, oriunde v-ați afla în momentul de față, fie că sunteți la o cabană, fie că sunteți, eu știu, plecați în concediu cu familia, fie că sunteți la oaltă cu toți prietenii, nu contează, mă bucur tare mult că suntem alături de dumneavoastră, alături de invitații mei din această dimineață, Irinel Motorga și Ioana Șandru. Acum, Ioana, vreau să te felicit pentru videoclipul muzical, pentru că i-ai colindat pe ei noștri cu o frumoasă piesă și vreau să-mi spui ce ai primit de Moș Crăciun. A venit cu nuielușa sau a venit cu un cadou frumos mare sub brad? Nu a venit cu nuielușa, deși mă așteptam, pentru că eu sunt o fire foarte, cum să zic, controversată, mereu, ba sunt supărată, ba sunt fericită, ba... Ești bipolară, da? Nu bipolară, te rog frumos, nu sunt bipolară. În mare parte am primit foarte multe fructe, dulciuri. Și de la mine la fel. Îmi plac foarte mult portocalele în această perioadă. Ia uite-le aici pe masă. Așa că... Deci îi furăm coșul. De toate coșulețul cu fructe. Mere, portocale sunt fructele ce reprezintă așa, din punctul meu de vedere, iarna. Așa este. Mirosul. Mie mi-a spus moșul că mai multe fructe aia pentru anul ce urmează, că dulciuri au tot fost. Au tot fost, am înțeles. Deci foarte multe dulciuri nu sunt bune, Ioana. Nu sunt bune, că altfel nu mă pot menține. De-aia zi-mi așa, pe masa de Crăciun, ce ai mâncat, ce ai savurat? De toate. De toate? Părinții mei, în principal mama și bunica mea, pregătesc tot felul de mâncăruri. Chiar nu apucă să le mănânce nimeni, pentru că noi suntem tot plecați, dar și când ne strângem, mâncăm o lună. Din el. Tu ajuți în general sau nu? Din păcate, mi-ar plăcea să fiu mai aproape de familia mea pentru a-i ajuta pas cu pas, dar nu se poate. Am înțeles. Trecânți. Eu le transmit live, vedeți? Da. Sunt aici la... La mâncat și la savurat. Ia să vedem, Irinel, tu ce ai savurat de pe masa de Crăciun și ce ai primit de la Moș Crăciun? Mădălina pot spune că eu am fost plecat din afara țării. Aoleu, cum așa? Am fost în Germania, la Nuremberg. Am petrecut alături de fratele meu și prietenii acolo și Revelionul, m-am întors pentru Revelion, că mai stăteam. Mai stăteai. Am înțeles. Las că astăzi e de 1 ianuarie, n-ai cum altfel decât alături de noi. Vreau să-mi spui, dăruiți cadouri sau doar aștepta să primiți, Irinel? Eu să știi că îmi place să dăruiesc. Am înțeles. Deci le lăsasem părinților mei cadouri așa. Îmi place să le și, cum să spun, amenajez așa frumos, știi, în cutiuțe frumoase, să le pun sub braț și le-am spus, deci nu le deschideți până pe 24-25. Le-am spus alor mei, că părinții au rămas acasă cu bunica. Și nu le deschideți până de Crăciun, pentru că vreau să, și să-mi trimiteți așa poză exact când deschideți. Îmi place foarte mult lucrul acesta și nu știu dacă de primit, nu îmi place să primesc cadouri neapărat. Dar dacă sunt venite, de ce nu? Clar, sunt binevenite. Exact. Nu? Am înțeles. Vreau să-mi spuneți în acest moment dacă regretați ceva de la anul ce a trecut. E ceva ce regrești? Ai schimbat ceva la anul ce a trecut? Cred că aș petrece mai mult timp cu familia. Ok. Acest lucru ar fi un lucru foarte important pentru mine. Iar tu, Ioana? Eu cred că fiecare an reprezintă o lecție și câte ceva de adăugat la personalitate, la modul de viață și nu a schimbat nimic. Le iau așa cum vin de la viață. Ca atare, ca atare, nu? Da. Deci nu vrei să schimbi nimic. Nu, cred că mă modelez în funcție de întâmplările pe care le parcurg în decursul anilor. Am înțeles. Păi dacă tot este vorba de faptul că nu vrei să te schimbi și vrei să rămâi la fel de autentică și de frumoasă și de carismatică, Ioana, îți ascultăm și cel de-al doilea videoclip muzical și revenim imediat, dragii mei telespectatori, să mai cântăm aici, prin vorbe, să ne mai auziți, să-i mai descoți, de fapt, pe ai mei invitați, cu bune și cu rele, să vedem ce mai aflăm pentru noul an, ce planuri mai au. Revenim imediat!
mătră, să ne fie viața dragă. Eu la stână am ajuns, la 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 la, și m-am apucat de mult, la 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 la. Brânză n-am știut să-i fac, la 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 la, dar cu drag eu am cântat, la 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 la. Și somnoroși, am revenit din nou aici alături de mine. Ioana Șandru ne-a încântat mai devreme cu două videoclipuri muzicale. Ioana, povestește-ne puțin despre aceste piese ale tale. Cum am mai spus telespectatorilor care urmăresc matinalul Fii Antena, eu sunt la interferență între județe și întotdeauna încerc să îmbin zonele muzicale, așa că v-am încântat cu o ascultare oltenească, după care o jiană ca la stână, așa cum e frumos la stână, mai ales acum iarna. Exact. La coborât oile de la munte. Da, de la munte, e zăpadă frumos. Da. Nu mergem și noi la o cabană? Acum pe finale. Să putem urca dacă nu fi zăpada foarte mare. Ai mașină de teren. Am. Hai că mergem cu minte. Mai am o lună și iau permisul în februarie. A, deci mai ai ierinel puțin. Am înțeles. Vreau să-mi spuneți, dragii mei, în acest moment, ce vă aduce vouă fericire? Cum erau sărbătorile? Hai, uite, mai degrabă o altă întrebare frumoasă. Cum erau sărbătorile în copilărie pentru tine, Ioana? Avea o încărcătură emoțională maximă, pentru că acum, din păcate, tradițiile se tot pierd. Nu se mai păstrează cum era pe vremuri. Eu când eram mică, așteptam colindătorii, știam sigur că o să-mi bată la ușă copii cu steaua, cu plugușorul, colindatul efectiv, dar acum din ce în ce mai puțini. Îi aștept eu pe ei sau mai degrabă, de vreo câțiva ani încoace, merg eu la colindat ca să încerc să mențin tradiția și obiceiul de la noi. Ia să-l întrebăm acum pe Irinel dacă are o amintire haioasă din copilărie când de sărbători. Ai făcut vreo trăznaie când erai copil, Irinel? Vreau să vă spun că mergeam, nu știu la voi cum se numește, la noi se numește pițărăi. Mergeam în colindat în pițărăi și erau zăpezile alea foarte mari, cu gheață pe jos și aveam rucsacul sau plasa. Plasa, da. Cu Eugenii, dulciuri. Și am alunecat pe gheață și mi-a picat, dar cum să spun, mi-a picat toate eugeniile așa pe față, ca în filme, știi? Aia a fost pentru mine ceva haios, pentru că râdeau toți prietenii, nu-ți dai seama.
Iar în legătură cu obiceiurile, într-adevăr, nu se mai țin, cel puțin la mine, încolindat la pizzerii merg oamenii puțin mai în vârstă, n-am mai văzut tineret și am încercat și eu puțin să mă retrag în zona de Mehedinți la Cloșani. Acolo este un obicei foarte frumos, deci toată lumea, tot tineretul se îmbracă în costum popular și cântă, cântă muzică populară, colinde. Chiar te simți altfel în zona aceea. Păcat că la noi, nu știu, în Vâlcea, la tine și la mine, în Goj, nu se mai mențin aceste tradiții, dar cine știe, poate peste ani încercăm noi să redăm vibe-ul acesta, ca să fiu exact. Să știți că sunteți de apreciat faptul că voi cântați muzică populară, autentică. Acest fapt ajută și îmbucură oamenii, românii în general, căci prin voi nu se pierde aceste tradiții, aceste obiceiuri. Da, să știți, ne-am încercat să nu ne retragem dintr-un punct, adică și costumul popular îl purtăm autentic și vreau să mă mândresc cu cămașa mea, străbunicului meu, are peste 100 de ani. Și ce pot să spun, și din punct de vedere al melodiilor, noi scoatem melodii folclorice originale ca, nu știu, cei care vin după noi să vadă, băi, nu trebuie decât nunți și atât. Înțelegi ce vreau să spun? Poate Ioana poate să-mi confirm lucrul acesta. E o luptă între generații mai nou. Da. Noi, pentru că menținem tradiția și ducem mai departe, ne dorim să ducem mai departe folclorul românesc, indiferent de generație, pentru că noi cântăm și la tineri și la bătrâni, tot acolo, românii tot la origini se întorc. Așa este, într-adevăr. Și dacă tot vorbim de tradiții, obiceiuri și muzică populară, haideți să-i încântăm cu prima piesă muzicală, primul videoclip cu marca Irinel Motorga. După care, Irinel, vreau să ne povestești puțin, ca ce ai zis că ai ceva în premieră, ceva noutate muzicală pentru cei de acasă. Imediat, povestim. Dragii mei, povestim despre această piesă și nu numai.
am greșit vreodată, să mă ierți din suflet, vreau. Pereche-mi ești viața toată și cu tine vreau să stau. Dacă ți-am greșit vreodată, să mă ierți din suflet, vreau. Pereche-mi ești viața toată și cu tine vreau să stau. O zi spui că mă iubești, în cealaltă mă urești, dar noi avem potrivire din prima noastră întâlnire. O zi spui că mă iubești, în cealaltă mă urești, dar noi avem potrivire din prima noastră întâlnire. Și am terminat să ascultăm primul videoclip muzical de la Irinel Motorga. Irinel, povestește-ne puțin acum despre această piesă muzicală importantă pentru tine, din ce am văzut. Așa este, melodia se numește O zi spui că mă iubești. E o piesă de dragoste și vreau să mai continui. O zi spui că mă iubești, în cealaltă mă urăști. Dar noi avem potrivire din prima noastră întâlnire. Mamă, trebuie deci să facem deja un story, te rog, exact, frumos. Facem un story pentru cei care ne urmăresc. Este o melodie din suflet. Mi-am dorit foarte mult o melodie de dragoste și prietena mea, Teodora Pană, m-a ajutat cu textul și cu linia melodică și a ieșit ceva foarte frumos. Videoclipul l-am filmat la mine la Muzeul la Curtișoara, în Gorj. Și eu spun că a captat atenția publicului, pa din contră am mai auzit și de la evenimente oamenii o cântă. Și mă bucură foarte mult lucrul acesta. Uite, mi-ai ridicat așa mingea la fileu și gândindu-mă la latura aceasta cu tot ce preferați voi, ar fi în viitor, nu știu, o zonă anume unde v-ați dori să petreceți sărbătorile, dacă ați avea ocazia să nu mai aveți spectacole, ar fi undeva unde v-ați dori? Ia să vedem, Irinel. Pentru mine, cel puțin, cred că ar fi undeva la munte, dar undeva într-o zonă retrasă. Uh-huh. Adică să nu fie nici stațiune sau să fie popular de lume, doar așa, foarte retras și să am gândurile mele să mă gândesc ce să fac pe viitor și, deci, practic într-o zonă retrasă. Ok. Iar tu, Ioana? În aceeași măsură ca Irinel, vreau într-un loc retras unde să îmi pot aduna gândurile, să pot să mă inspir de altfel, pentru că în agitația asta vremilor de astăzi nu mai ai timp să te regăsești ca să poți să te inspiri din ceva anume. Într-adevăr, așa este, sunt la sentimentul tău. Acum suntem așa, pe repede înainte. Vreau să vă întreb, aveți ceva, nu știu, activități sportive sau nu numai iarna pe care vreți să le, sau le faceți iarna? Nu știu, să vă dați cu schiurile sau tot felul de activități. Am încercat să învăț să schiez. Trebuie neapărat să învăț. Eu sunt foarte pasionată de ceea ce ține de munți și zăpadă în general, pentru că sunt și născută iarna, ar fi culmea să nu-mi placă. Și cu Sania ne-am tot dat, nu? Nu te dai cu Sania? Nu știu să mă dau cu Sania. Spre leșinea mea m-am dat cu sacul, nu știu dacă... Cu folia, nu știu, exact. Luam un sac de la bunica mea din Beci, cum se spune la noi. Sacul de rafie merge. Nu, de rafie merge, că ăla e dintr-un material mai altfel. Sac din nailon. Da, ăla e bun. E gros. Nu se rupe. Simți puțină durere la spate de pe aia, dar trece. E masaj natural. Exact. Dar uite exact. Că de câțiva ani, cel puțin la mine în zonă, nu am mai nins și asta e, cred că, nu știu, o durere în suflet la mine. Da, că nu mai sunt iernile de altă dată. De fapt, anotimpurile nu mai sunt cum erau odată. Da. Acum vara s-a transformat în vară și toamna. Exact. După trecem direct în iarnă, iar latura aceasta cu primăvară, vară, e așa, cu du-te, vino. Da. Dacă sărim direct în vară din iarnă, nu mai avem chiar primăvară. O lună de zile primăvară și cam atât. Și la un moment dat chiar se spunea că în carte se spune că atunci când anotimpurile n-or să mai fie anotimpuri și timpul o să treacă cu viteza luminii și omul nu mai își găsește cărare către om cu iubire,
atunci vine sfârșitul lumii, dacă mă întrebați pe mine, din păcate. Las că mai durează. Să mai dureze mult și bine, într-adevăr. Irinel, știu că mai ai un videoclip muzical, ultimul pentru această ediție matinală de la voi doi, dar vreau să-mi spui puțin despre el. Este o piesă în colaborare cu Doina Gorjului, cu dansatorii de la Doina Gorjului. Piesa a fost înregistrată la Adi Ghiocel, instrumentiștii tot de la Doina Gorjului și le mulțumesc frumos pe această cale. Această piesă pentru mine este un reper, cu ea mă mândresc foarte mult, o cânt peste tot, pentru că lumea mi-o cere și consider eu și poate și Ioana să-mi confirme că este o melodie de Gorj autentică, ceea ce lumea nu mai scoate în vremurile noastre de astăzi. Așa este, din păcate, așadar și prin urmare, dragii mei matinali, să-l ascultăm pe Inel Motorga și revenim imediat. Mai am ceva pentru ei și rămâneți cu noi până la final. Și obrazul și gletul plin de măricele, mi-ai mâncat zilele mele. Când te văd îndrăvenind, nu mai am nimic în gând. Mi se aprinde inima și într-una te-a săruta, mă. Când te văd îndrăvenind, nu mai am nimic în gând. Mi se aprinde inima și într-una te-a săruta, mă. Frumos iubitul, jos la mărul din Poiană, tu să-mi dai guriță, iar pitulați în iarbă deasă, să nu mai plecăm acasă. Tu să-mi dai buzele tele și din sân să-mi dai mere. Pitulați în iarbă deasă, să nu mai plecăm acasă. Tu să-mi dai buzele tele și din sân să-mi dai mere. Că trag mândrele la mine, cum îi roiu de albine. Pe toate am să le iubesc, să văd cum le nimeresc. Și micuță și înăltuță, să știe să-mi dea guriță. Pe toate am să le iubesc, să văd cum le nimeresc. Și micuță și înăltuță, să știe să-mi dea guriță. Cu veselie, cu bucurie am revenit la matinalul Fii Antenă acum în ultimile minute. Dragii mei, Irinel Motorga și Ioana Șandru pentru dumneavoastră, l-ați ascultat cu ultimul videoclip muzical pe Irinel. Te felicit, dragul meu, ca mulțumesc de obicei. Din suflet. Mai ceva de zis cu privire la partea aceasta artistică? Abia aștept anul acesta să mă întâlnesc cu toți mirii mei, cu toți oamenii la spectacole și... Am multe proiecte muzicale pentru dumneavoastră. Foarte frumos. Iar acum, dragii mei, vă spuneam la început de emisiune că am multe surprize și ultima de final am așa un fel de concurs să vedem care dintre ei sunt mai iscusiți în ale alegerilor în viață. Ia să vedem. Sau ce preferi de sărbători? Crăciun sau Paște? Crăciunul. Crăciun. Amândoi Crăciun, ok. Asta pentru că sunt sărbătorile acum sau pur și simplu în general? În general, din punctul meu de vedere. Da, în general. Sarmale sau salata de beof? Caviar, îți dai seama.
Bravo, Ieninel, mi-a plăcut. Iar tu? Eu nu mănânc nici tarmale, nici salată. Salată de serios? Nu. Ce mănânci tu? Eu? Ce mănânc? Da! Bruschete! Deci, uite, era o întrebare la un moment dat. Preferați mâncarea tradițională sau cea internațională? Dar nu v-am... Am zis să nu o adresez. Lăsând gluma la o parte, sarmalele n-au cum să nu meargă fără salată de bioaf, adică... Ah, am înțeles. Și fără răcii turc. Așa piftic, e. Piftie. Piftie se numește. Da. Ok. Cozonac sau chec? Chec. Cozonac. Am înțeles. Moș Crăciun sau Moș Nicolae? Moș Crăciun. Moș Crăciun. Petrecere cu prietenii sau cu familia? Cu familia, cu pentru familia, mine. Da. Mâncat mult sau puțin? Puțin. Acum, nu știu, mult, când mi-e foarte foame și devoresc totul, deci mult. Am înțeles. Sărbători în țară sau în străinătate? În străinătate. Cred că în străinătate, da. Zăpoadă sau soare? Soare. Soare. A zis că vrei zăpadă, m-a spăcat. Doar la munte și așa. Elegantă sau casual? Elegantă, casual. Tot la fel, elegant, casual. Ok. Gătit sau restaurant? Eu gătit pentru că și gătesc. Ok. Da. Ce gătești? De toate. Bun. Și. Bun. Și. Dar trebuie să alegi unul. Trebuie să aleg unul. Restaurant. Restaurant. Bun. Pentru tine. Ca... Cu brad sau fără brad? Nu se poate așa cu ceva brad. Cu brad. Categoric. Natural sau artificial? Natural îmi iau. Natural. De fiecare dată îmi iau natural. Sanie sau schiuri? Că vorbeam mai Sanie, că e schiuri. Cred că sanie, dar nici pe aia nu știu. Bun. Scorțișoară sau portocală? Ce vă duce cu gândul la sărbătorile de iarnă? Portocală. Portocala, da. Bun. Spiriduș sau crăciunițe? Ei, acum na, pentru ea cred că spiriduș, pentru mine crăciunița, că nu se poate altfel. Roșu sau verde? Mai nimerit aici, îmi place cel mai mult culoarea verde. Roșu. Verde, ok. Colinde vechi sau colinde moderne? Pentru mine vechi, dar într-o anumită situație. Cele vechi au spiritul Crăciunului adevărat. Bun. Ceai sau vin fiert? Vin fiert. Vin fiert. Bun. Am înțeles. Foc la șemineu sau foc la sobă? E, șemineu e pe modern. Ne adaptăm și noi la asta. Da. Am înțeles. Cam asta ar fi, dragii mei, despre aceste întrebări frumoase. Iar acum, de final, vreau să spuneți de fiecare câte o urare pentru telespectatori și pentru cei dragi. Ioan, te ascultăm. Și să vă urez de cât mulți ani sănătoși și frumoși și să fiți la pungă groși. Cum a spus și Ioana, multă sănătate și să ne auzim cu bine. La mulți ani! Iar alături de mine, astăzi, la matinal, în noul an, cum v-ați simțit, dragii mei? Ca de fiecare dată, extraordinar. Exact asta vreau să spun. Extraordinar. Extraordinar, da? Așteptăm cât mai multe ediții speciale, așa, alături Doamne de ajută. Tine. Doamne ajută, următoarele vor fi de pași, să ne ajute bunul super. Dumnezeu. Bun, dragii mei, mă bucur tare mult că ați fost alături de noi. O să mă uit și către colegul meu, Laurențiu Popa, de acolo, de la butoane, să-mi spună cu timpul cum stăm, dacă mai avem un videoclip, un muzical sau încheiem. Încheiem cu un videoclip muzical? Hai să vedem dacă ne mai face Laurențiu o surpriză muzicală sau pur și simplu în acest moment. Eu, oricum mi-au rămas bun de la dumneavoastră, de la toți cei care ne-ați urmărit în această dimineață, în noul an. Vă pup și vă îmbrățișez din suflet, cu multă dragoste și căldură. Vă doresc tot binele din lume și am multe surprize pentru dumneavoastră când voi reveni în direct la matinal, căci vreau să-mi pregătesc pentru cei 3 ani o ediție specială pentru toți cei care m-ați urmărit de-a lungul acestor ani. Vă mulțumesc încă o dată, așadar și prin urmare, o zi minunată să aveți și acum cu la mulți ani pentru ai mei să ciocnim pentru ultima... La mulți ani, la mulți ani și multă sănătate! Tuturor, la mulți ani! Zic babele de prin sat că nu-s bun de însurat, că mai fac haz de necas, cu curiță și un obraz.
zic babele de prin sat, că nu-s bun de însurat, că mai fac pas de necaz, cucuriță și un obraz, că sunt tânăr și-am cu ce, mă iubesc mândruțele, nu duc grija bătrâneții, că doar sunt în floarea vieții. Necuță, boboc de floare, ia vezi cu mândrele tale, la rând după te nu stau, că mi-s tânăr și vreau. Vorbesc și de mine povestesc, că vorbesc cu unul altul, țiși că mă culung cu satul. Își dau coate iar vorbesc și de mine povestesc, că vorbesc cu unul altul, țiși că mă culung cu satul. Că sunt tânăr și-am cu ce, mă iubesc mândruțele, nu duc grija bătrâneții, că doar sunt în floarea vieții. Necuță, boboc de floare, ia vezi cu mândrele tale, la rând după te nu stau, că mi-s tânăr și vreau. Multe păcate mai fac, dar știu mândru că sunt drag. De-aia mi-ai că nu zic nu, că mi-ai mâncat sufletul. Dar de-mi dai mie târcoale, ce-or zice mândrele tale. Lasă că le închid eu gura, că nu te-aș da pe niciuna. Că sunt tânăr și-am cu ce, mă iubesc mândruțele. Nu duc grija bătrâneții, că doar sunt în floarea vieții.